Nu ratați Mickey Mouse, Casa Distracției, la Disney Junior. Dar mai întâi să urmărim încă un moment magic. Uneori, cei mai buni prieteni pot fi foarte diferiți. Ei pot face sau îndrăgi lucruri diferite. Lui Daisy îi plac baloanele de gumă, lui Minnie nu prea. Iar uneori, gusturile diferite pot duce la neînțelegeri între prieteni. Și mi-ar prinde bine ajutorul vostru în cazul unor prietene cu probleme. Alo? Vă rog, să notați până în fața scenei, bine? Bine! În regulă! Bine, bine! O să fie distractiv! Dați-mi voie să vă prezint vedetele spectacolului. Mai întâi, senzaționala biscuit de mare! Și prietena ei cea mai bună și parteneră de dans, fabuloasa Baloane! Nasturi și perle, ce dansatoare minunate! Și ce costume speciale au! Ce ciudat să spuneți asta! Aici am nevoie de ajutor. Cele două nu se pun de acord în legătură cu pălăriile alea. Dar sunt super drăguțe! Da, cred că sunt în regulă, dar mă bucur că ție-ți plac. Chiar nu vreau să port pălărie când dansez. Dar sunt colorate și drăguțe! Da, dar nu sunt genul meu. Adică funda de pe ele e drăguță, dar pălăria mi-ar ascunde părul fabulos. Înțelegeți ce spun? Pot dansa împreună, dar nu pot fi de acord. Nu pot să fac. Stai, Baloane, nu pleca! Îmi pare rău, Octopit. E numai vina mea. Iubesc pălăriile de când eram doar un pui de căluți. Dar lui Baloane nu-i plac. Dar numărul vostru e cu biscuit și cu baloane. Dansați împreună ca un biscuit cu baloane. În plus, spectacolul începe în curând. Îmi pare rău. Serios, cui nu i-ar plăcea ceva atât de fascinant? Ele sunt prietenele mele, Minnie și Daisy. Să vedem ce părere au. Păi, mie îmi plac mult, foarte colorate. Dar știi, Baloane are păr frumos și chiar i-a căzut pălăria pe față. Eu sunt de partea lui Baloane. Cele mai bune prietene nu trebuie să se îmbrace la fel. Uitați-vă la Daisy și la mine. Da, uneori facem lucruri diferite sau ne plac lucruri diferite. Ei îi place guma de mestecat și mie nu. Dar ne susținem una pe cealaltă. Să se susțină una pe cealaltă. Asta fac prietenele. Biscuit de mare, Minnie, Daisy? Ce căutați voi aici? Te-am căutat! Serios? Da, îmi pare rău că nu te-am ascultat, Baloane. Văd că Minnie și Daisy sunt prietene bune, deși le plac alte lucruri. Ar trebui să fie o prietenă mai bună. Mie îmi plac pălăriile. Tu poți să faci ce vrei. Mulțumesc! Și mie îmi pare rău. Ar fi trebuit să stau să rezolvăm problema în loc să plec. Sper să nu fie prea târziu pentru spectacol. Mai vrei să dansezi cu mine? Da, normal că vreau. Nu aș putea continua fără prietena mea cea mai bună. O să facem cumva să avem costume asortate. Am învățat de la Minnie și Daisy că e în regulă să fim diferite. Nu trebuie să porți pălăria. Bine, dar nu vreau să te dezamăgesc. Am o idee! Ce ai zice să o porți diferit? Când suntem între prieteni, ne putem bucura de lucruri diferite, fiindcă suntem diferiți cu toții. De aceea e distractiv să avem prieteni. Nu contează că ne place altceva decât prietenilor noștri. Important e să ne ajutăm întotdeauna între noi. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri și urmăriți Disney Junior pentru serialele voastre favorite.